cimitirul mafioților din Rusia, în care de funcții sunt îngropați alături de mașinile lor de lux, a devenit în timp o atracție turistică. Cimitirul mafioților ruși din orașul Ekaterinburg reprezintă îmbinarea perfectă dintre chici și opulență. Acest oraș a devenit celebru fiindcă era locul de baștină al multora dintre cei mai periculoși mafioți și asasini plătiți din Rusia. Decedații sunt îngropați lângă mașinile de lux pe care le-au condus în timpul vieții, iar pietrele funerare sunt gravate cu portretele gangsterilor în mărime naturală. În timpul vieții au colectat taxe de protecție, i-au mutilat pe cei care nu au vrut să plătească și au plantat bombe în mașinile clanurilor rivale. Acum în acest loc, mafioții își arată puterea și bogăția și după moarte. Locul seamănă cu un muzeu al chiciului unde fiecare mormânt spune cât mai înflorat povestea celui care își doarme somnul de veci. Pietrele funerare înfățișează pe capii mafiei ruse, dar și pe membrii familiilor lor, cât mai realist, grație sculpturilor în mărime naturală și gravurilor care redau scene din viața acestora, notează The Guardian citat de adevărul.ro. Granitul gravat cu laser conferă un aer modern în figurilor care par desprinse din filmele cu mafioții ale anilor 90. Cei îngropați sunt adeseori înfățișați în întregime, în costume elegante, înconjurați de mașini, lanțuri de aur, mâncare și soțiile sau prietenele lor. Cei care au murit în anii 90 sunt înfățișați în geacă de piele, în blugi sau în tricouri imprimate cu numele unor branduri cunoscute, cu lanțuri groase de aur la gât. Alții sunt imortalizați cu cheile de la Mercedes în mână. O poveste aparte spune mormântul lui Nicolae și Andrei Kraftov, tată și fiu împușcați în 1996, în timp ce se aflau într-un Volvo. Aceștia sunt înfățișați pe pietrele de mormânt, iar o a treia comemorează chiar mașina în care și-au găsit sfârșitul. O altă scenă înfățișează un bolid de lux îngropat parțial într-un bloc de marmură, alături de sculptura celui care a condus-o în timpul vieții. După prăbușirea Uniunii Sovietice, în Rusia, prezența organizațiilor criminale a luat amploare. În același timp, orașul Ekaterinburg a devenit centrul luptelor dintre găștile mafiote, din cauza unui grup din oraș numit Uralmaș. Fondat la sfârșitul anului 1980, grupul și-a consolidat controlul asupra orașului și a afacerilor care aveau loc aici, inclusiv asupra faimoasei fabrici Uralmaș. În timpul anului 1990, Gașca Uralmaș a avut conflicte ample cu clanul rival. În urma atacurilor, mulți membri ai găștii au ajuns în cimitirul Șirocorencesco. Pietrele funerare au fost decorate în moduri extravagante, imaginile mafioților îmbrăcați în costume clasice ale anilor 90 fiind gravate pe pietre. Pe unele morminte, în afară de nume, era notată porecla și aptitudinile persoanei. Până la sfârșitul decadei, mulți lideri ai mafiei și-au legitimat afacerile și au format în cele din urmă și un partid politic. În prezent, acești lideri ai mafiei dețin centre comerciale, hoteluri și baruri în Ecaterinburg. Conform unui raport, 30% din economia Rusiei este deținută în prezent de mafie.